Și anul acesta, hunedoreni încep cu ardoare pregătirile pentru mult așteptatele sărbători de iarnă. Anul acesta, comercianții au adus din păduri și pepiniere frumoși și brastufoși, ocupând în totalitate piețele din Deva. Și ei așteaptă pe clienți cu o mare varietate de prețuri și o selecție de brazi aparte, de la cei mai înalți și stufoși până la cei mai mici și cu mai puține ramuri. Comercianții sunt nemulțumiți de vânzările de anul acesta, cel puțin până acum, susținând că în anul precedent oamenii erau dispuși să cheltuiască mai mulți bani pentru un brad natural. Slab. N-au bani. Față de anul trecut? Cum este? Mult mai slab. Ce perioada zile vineți cel mai bine? Păi așa, în jurul amiază, așa. Da. De unde aduceți brazii? Din ce zonă? Sunt românești? Da, Alba. Deci nu sunt de import? Nu, nu. De la 15 lei la 100 de lei. Și anul acesta, mulți dintre deveni preferă să aibă în casă de Crăciun un brad natural. Cu toate acestea, oamenii spun că vor alege bradul pe care îl vor împodobi în funcție de venit. Funcție de venitul nostru, de pensionare. Da. Da. Și vă orientați înspre un brad mai mic sau un brad mai mare? Un brad mai mic. Da. Aveți nepoți care să se bucure de el? Dar nepotul e mare deja și nici cu noi. V-ați cumpărat vreodată brad artificial? Nu-mi plac brazi artificiali, mă brazi naturale îmi plac. Uitați și la desimea lor? Aveți și o specie? Sigur că da, să fie frumos, să fie des, să fie cu plângere groase. Aveți o specie preferată? Speciile. Argentiu? Argentiu, da, bineînțeles. Alți deveni, în general cei tineri, preferă anul acesta un brad artificial, datorită prețului mai bun și viața mai lungă a acestuia. Am pe cel de anul trecut, nu cred că anul acesta mai cumpărăm pentru că deja este. Deci aveți brad artificial? Da, am preferat brad artificial pentru că rezistă mai mult. Și tu ce vrei să-ți aducă moșul? O chitară. O chitară? Da. Bravo, ai fost cu minte? Da. Și nu vrei brad natural anul ăsta? Nu vreau, pentru că o să cadă mult mai repede frunzele din el. Prețurile diferă în funcție de înălțime, astfel că devenii vor fi nevoiți să scoată din buzunare, pentru un pom de Crăciun, între 15 și 500 de lei. Ieftin sau nu, cu siguranță devenii vor alege într-un final să achiziționeze unul dintre acești superbi brazi pentru a putea sărbători, așa cum se cuvine, un Crăciun magic alături de cei dragi.